Începerea noului an universitar se apropie și în ceea ce privește modul de desfășurare a activității didactice se iau în calcul mai multe scenarii. Revenirea studenților la cursuri va depinde însă de situația epidemiologică de la acel moment. Modul în care noi vom intra în noul an universitar depinde și de starea de sănătate a populației din Petroșani, din Valea Jiului, și de starea și de evoluția acestui COVID-19 în țară. Dacă se menține situația actuală, cred că cel mai probabil vom începe cursurile online, iar activitățile de laborator și unele seminarii le vom face față în față, cu respectarea tuturor condițiilor pe care se impun și cu împărțirea studenților pe semigrupe, în așa fel încât să menținem și distanțarea impusă în sălile de laborator sau în sălile de seminarii. Săptămâna viitoare va avea loc întâlnirea Consiliului Național al Rectorilor, unde va fi dezbătută problema formei în care va fi reluată activitatea didactică.